La începutul anului, constanțenii nu s-au înghesuit să doneze sânge, iar rezervele sunt pe terminate. Pentru a acoperi necesarul de sânge zilnic, ar trebui să se prezinte aproximativ 70 de donatori. Aș putea menționa faptul că în perioada 21 decembrie-6 ianuarie, numărul de persoane prezentate la donare a fost undeva la jumătate din media noastră zilnică. Nu au fost afectați pacienții care au avut nevoie de tratament transfuzional, pentru că existau încă rezerve. Ar trebui să se prezinte cel puțin 70 de persoane la donare, având în vedere că dintre acestea, cam 10-15% nu pot fi admise din diferite motive. De cele mai multe ori, donatorii vin la centrul de transfuzii presați de situație când persoanele apropiate au nevoie urgentă de sânge. Abia după ce donează prima dată, oamenii conștientizează importanța gestului. Este pentru prima dată. Ce m-a determinat să veniți astăzi? Pentru o prietenă a fiicei mele. Are nevoie de sânge și m-am gândit că e bine. Mai veni și fără să fie nevoie? Da, acum da, însă vin. Mi-a fost frică. Acum nu mai îmi este. Donatorii primesc în schimb 7 tichete de masă în valoare de 63 de lei, o zi liberă în cazul în care au serviciu și 50% reducere la transportul în comun pentru o lună.